guvernului Ponta. Îi salut de asemenea pe membrii și simpatizanții Fundației Mișcarea Populară, fundație partenera președintelui României, Traian Băsescu. Chiar dacă nu sunt astăzi alături de voi, vă susțin de la Cluj în acest demers civic împotriva guvernului Ponta, împotriva taxei aberante pe benzină și motorină. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor acelor care nu s-au dezis de guvernul care l-am avut în perioada 2012 și de măsurile pe care le-am luat pentru stabilizarea economică a României împreună cu președintele României. Ceea ce este important, că noi am adus țara de la minus 7 în 2009 la plus 2,5 creștere economică, astfel încât astăzi România nu mai are nevoie de taxe noi, nu mai are nevoie de impozite suplimentare. De aceea, taxa pe benzină, taxa pe motorină este un abuz și trebuie să fie oprită. Pentru că România a trecut pe creștere economică, această taxă pe benzină, pe motorină, nu mai trebuie să existe, iar guvernul Ponta dorește această taxă doar pentru a-și umple pușculița de campanie electorală din buzunarele românilor. Deci acest demers civic al dumneavoastră cu atât mai mult trebuie susținut de toți românii, pentru că această taxă nu face altceva decât să pună un bir pe buzunarele românilor pentru a se umple pușculița de campanie electorală a PSD-ului. Cred de asemenea că PSD-ul poate fi învins. Cred că această taxă poate fi oprită. Cred că în alegerile din 2014, Dreapta Unită poate câștiga alegerile. Cred în victoria noastră din 2014.